Salutare și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În acest episod voi testa un kit de amplificare audio mai robust față de ce am testat eu până acum. Să o scoatem din această pungă antistatică. Kitul de față fiind destinat realizării unui sistem audio 2.1. Mai exact, două canale de 2x50W și un canal pentru subwoofer de 100W. Cel puțin acestea sunt specificațiile generale de pe AliExpress. Bineînțeles că mai sunt și altele. Suportă impedanțe de 4 și 8 ohmi și pe subwoofer și pe sateliți. Kitul a venit cu butoane pentru cele 3 potențiometre, în plus niște distanțiere. Să facem o prezentare rapidă a acestui kit. Alimentarea acestui kit se face la tensiunea de până în 24V, curent continuu, prin acest conector DC sau prin acest conector block. Pentru filtrarea suplimentară a alimentării avem două condensatoare de câte 2200 de microfarads la 35V. Intrarea audio se poate face prin acest conector jack sau prin acest conector alb din zona asta. Ieșirile sunt în zonele acestea, ieșirea din stânga, dreapta și pentru subwoofer în zona asta. Observăm că există și două amplificatoare operaționale, NE5532. Cele trei potențiometri liniare, de câte 50 de kiloohmi duble fiecare, sunt folosite în felul următor. Primul de aici este pentru glajul volumului sateliților, cel din centru este volumul subwoofer-ului, iar cel din zona aceasta este folosit pentru volumul general. Ca să fiu sincer, îmi place genul acesta de reglaj. Mai exact, volum separat pentru canale și volum separat pentru subwoofer, însă și un volum general. Se observă că avem un filtru pe ieșire, un filtru LC trece jos, format din două inductoare și două condensatoare pe fiecare canal. Și cred că aceste condensatoare de un microfarad la 100V sunt din polipropilenă cumva sau poliester. Ideea este că exact genul acesta de capsulă am unele din polipropilenă. Și să spun sincer, nu arată deloc rău proiectarea PCB-ului, aranjarea componentelor. Vedeți ce frumos aranjate sunt aceste condensatoare? Plus acele condensatoare ceramice din zona aia, chiar nu-i rău. Consider că este bine. Văd că există și un LED verde pentru a ne semnala când e alimentat kitul. Pe plusul alimentării se observă că avem o diodă Schottky, se numește SS54, fiind de 5 amperi, folosită destul de clar pentru protecție la alimentare inversă. Și Schottky pentru că au o cădere de tensiune mică și implicit o disipare termică mai mică. Ah, și să nu uit să vă arăt TPA-urile respective. TPA3116D2, deoarece radiatorul este detașabil, nu este lipit, ceea ce e un avantaj. Bineînțeles că nu are pastă termoconductoare, deci trebuie să punem noi. Mare atenție când cumpărați, să nu uitați să puneți, desfaceți și puneți pastă termoconductoare. Da, și sper că se vede denumirea integratului TPA3116. Bineînțeles că acesta este folosit pentru sateliți, iar celălalt pentru subwoofer. Aici este în varianta stereo, iar aici în varianta mono. O să punem puțină pastă termoconductoare, dar nu înainte de a degresa cu alcool izopropilic. Și pe acest radiator. Încerc să pun puțin, nu mult, pastă termoconductoare albă. Nu-i problemă dacă dă peste după ce voi pune radiatorul, deoarece această pastă termoconductoare nu conduce curentul electric, doar căldura. Să punem șurubul. Mă uit să fie drept că prima dată când venise era un pic strâmb. Da, vedeți? Se strânge întotdeauna într-o parte. Nu strânge nici prea mult. Ca de obicei, să testăm acest kit pe muzică. Prima dată o să-l alimentăm la aproximativ 12V. S-a auzit un poc destul de puternic. Să pornim muzica. Avem volumul principal în zona asta și volumul doar pe sateliți aici.
să dădem drumul la altă melodie. Bineînțeles, testul fără niciun reglaj de ton. Am conectat și pe ieșirea de subwoofer. Da, și pe bas este în regulă. Să continuăm cu măsurarea răspunsului în frecvență, atât pe 4 ohmi cât și pe 8 ohmi. Am alimentat kitul la aproximativ 12 volți, bineînțeles că pe una dintre cele două ieșiri. Pe ieșirea de subwoofer vom verifica doar de la ce frecvență taie, doar din curiozitate. Am reglat la 1 kHz, să creștem amplitudinea un pic, da, perfect, la 12 volți, vârf la vârf. La 20 Hz observăm că amplifică semnalul. 13,68 de volți vârf la vârf, destul de hilar. Să creștem frecvența. Și aici observăm că și-a revenit către 12 volți vârf la vârf. Atenuează destul de mult. Da. Atunează chiar foarte mult. Groaznic. Da, ce să zic. Teribil. Iar acum să vedem și pe impedanță de 8 ohmi. Hai să reglăm la 12 volți vârf la vârf. Lăsăm pe aici undeva. La aproximativ 20 Hz. Există o amplificare. Doar că aici amplificarea la frecvențe joase e mai mică. Și e mai bine. Și la fel, după 2-3 kHz în sus, atenuează destul de mult, chiar foarte mult. Da, din păcate, la partea cu răspunsul în frecvență sunt dezamăgit. Iar acum să vedem și la ce frecvență taie pe ieșirea de subwoofer. Am lăsat direct pe 4 ohmi, nu și pe 8 ohmi, că nu are sens. Am alimentat, bineînțeles, la 12 volți, cu aproximație. Generatorul de semnal este pornit. Am reglat la 30 Hz, deoarece știm că pentru subwoofer taie frecvențele medii înalte, lasă doar frecvențele joase. Oarecum să spunem că reper la 30 Hz, am reglat pe lămpă undeva pe la 12 volți vârf la vârf. Să vedem la frecvența de 20 Hz. Nu arată rău, e o atenuare extrem de mică, irelevantă. Să creștem frecvența peste 30 Hz. Da, începe să atenueze, dar mi se pare că atenuează mult prea devreme. Mult prea devreme. 83 de Hz. 90. Și deja se duce în jos. Da. Ce să zic? Taie mult prea jos. Pentru subwoofer, ca să fiu sincer, eu de regulă prefer să taie după frecvența de 80 Hz, 80-100 de Hz, nu așa de jos. Iar acum să măsurăm și să calculăm puterea pe ieșirile acestui kit de amplificare. Vom începe cu unul dintre sateliți, la frecvența de aproximativ 1 kHz. Dar nu înainte de a vă arăta că avem alimentat acest kit la 12 volți cu aproximație. Bineînțeles că îl vom alimenta și la 24 de volți. Aproximativ 12 volți. Am reglat eu un pic mai mult. Creștem amplitudinea.
Să vedem unde intră în clipping. Da, observăm că modifică forma sinusoidei. Și aici intră într-un fel de clipping. Nu-i genul ăla de clipping cu care sunt obișnuit. Nici nu vreau să-mi imaginez cum arată semnalul dreptunghiular. O să vedem și asta un pic mai târziu. Hai să spunem 20 de volți vârf la vârf, dar nu mai sinusoidă curată nu-i asta. Să vedem și pe impedanță de 8 ohmi. Da, a intrat în clipping pe undeva pe la 22 de volți vârf la vârf. Și observăm că pe 8 ohmi nu modifică forma sinusoidei. Rămâne în regulă față de 4 ohmi. Ce să zic, e bine de știut. Am reglat sursa de laborator la 24 de volți. Să vă arăt pe ecran. 24 de volți. Pe impedanță de 4 ohm prima dată, mărim amplitudinea. Ca de obicei, forma sinusoidei este modificată. Se observă, nu? Da, destul de clar. Hai să ne imaginăm că ar fi o sinusoidă curată, dar numai curată nu este, și intră în clipping undeva pe la 40 de volți vârf la vârf. Să verificăm și pe 8 ohmi. Să vedem unde intră în clipping. Da, și aici modifică un pic forma sinusoidei la 24 de volți. Să spunem 43 de volți vârf la vârf. Pentru că pe subwoofer există acel filtru activ pe intrare, suntem nevoiți cumva să măsurăm la o frecvență joasă puterea. Am hotărât la cea de 30 de Hz. Am alimentat la aproximativ 12 volți. Pe impedanță de 4 ohmi, creștem amplitudinea și a intrat în clipping pe undeva pe la 21 de volți vârf la vârf. Să verificăm și pe 8 ohmi, pe la 22 de volți vârf la vârf. Am crescut tensiunea pe intrare la aproximativ 24 de volți. Să măsurăm pe 4 ohmi la frecvența de 30 de Hz în cazul acesta. A intrat în clipping 42 de volți vârf la vârf. Să vedem și pe 8 ohmi. ...45 de volți vârf la vârf. Ia spre final, aș vrea să vedem și cum arată semnalul dreptunghiular la ieșirea unuia dintre cei doi sateliți. Pornim generatorul de semnal. Mărim la 1 kHz și observăm că semnalul dreptunghiular nu este dreptunghiular. Se observă că își modifică forma. La 4 kHz e și mai teribil. Să vedem și la 10 kHz, deși e clar că va modifica foarte mult forma semnalului. 10 kHz și arată mai degrabă un fel de triunghi. Da, groaznic. Hai să vedem și pe 8 ohmi. Poate pe 8 ohmi va fi mai bine. Da, este mai bine. Pare că se apropie de forma dreptunghiulară. Da, e mai bine pe 8 ohmi. Să vedem și la 4 kHz. Da, începe să modifice forma semnalului dreptunghiular.
Să vedem la 10 kHz. Da. Să tragem și concluziile. Răspunsul în frecvență m-a dezamăgit, mă refer la amplificarea de pe unul dintre sateliți. Sunt conștient că amplificatoarele în topologie clasă D au probleme cu amplificarea frecvențelor înalte, doar că în cazul acesta nu mă așteptam să atenueze atât de mult. Bineînțeles că există o oarecare diferență între testul cu impedanță de 4 ohmi și impedanță de 8 ohmi, dar destul de mică. A doua dezamăgire este că, dacă ați văzut bine, modifică destul de clar semnalul sinusoidal. E adevărat, pe 8 ohmi e mai bine, dar nu cu mult. De semnalul dreptunghiular nu mai zic. Puterea acestui kit pe unul dintre sateliți, nu am măsurat pe ambii, se vede destul de clar că dacă alimentăm la 12V, pe 4 ohmi avem aproximativ 12W, pe 8 ohmi aproximativ 7W, iar dacă alimentăm la 24V, pe 4 ohmi 50W, iar pe 8 ohmi aproape de 29W. Iar testul a fost făcut la frecvența de 1 kHz. În cazul ieșirii pentru subwoofer, se observă că este foarte asemănător cu cel stereo, alimentând la 12V aproape de 14W, pe 4 ohmi și iar pe 8 ohmi aproximativ 7,5W. La 24V avem aproximativ 55W, iar pe 8 ohmi aproximativ 31W. Și așa de final, cele două integrate NE5532 sunt ambele puse pe intrarea amplificării pentru subwoofer. Eu m-am păcălit grav la prima vedere, crezând că cel din stânga este pentru amplificarea sateliților, iar cel din dreapta pus pe post de filtru activ pentru subwoofer, pentru amplificarea subwooferului. Hai să termin acest clip privind testarea acestui kit de amplificare 2.1 cu TPA 3116. Este posibil, șanse mari, în a cumpăra un integrat original TPA 3116 pe sateliți de pe TME, doar pentru a face comparație, pentru a vedea dacă cel autentic arată mai bine, acel semnal sinusoidal și așa mai departe, semnalul dreptunghiular, dar bineînțeles că va fi făcut mult mai scurt, episod suplimentar, dar nu promit când va fi făcut, așa că țineți aproape. Eu vă mulțumesc frumos pentru că ați văzut până aici, dacă v-a plăcut episodul de azi, nu uitați vă rog de butonul like, dacă nu sunteți abonați, ați putea să o faceți pentru a fi la curent cu următoarele clipuri, iar eu vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!